Înainte să începem, iubirea este un sentiment frumos pe care oamenii îl transformă într-unul urât. Asta obișnuiam să spun acum ceva timp, dar greșeam. Nu este așa. Fiecare persoană își dorește să iubească în cel mai sincer mod. Cu toții vrem să putem să trăim un sentiment de iubire adevărată lângă o persoană dragă. Nimeni nu vrea să mintă sau să trădeze. Sau, cel puțin, n-ar face-o dacă ar simți o iubire autentică. Sau dacă ar ști cum să o facă. Concluzia la care am ajuns este că oamenii nu știu să iubească. Nu știu de unde să înceapă și cum să continue. Nu înțeleg ce reprezintă iubirea și cum se oferă. Iar asta nu le permite să o simtă cu adevărat. Nu o să pretind că dețin adevărul absolut. Generații întregi au încercat să ofere soluții pentru problemele pe care le ridică acest sentiment și fiecare dintre ele a completat, puțin câte puțin, răspunsul la întrebarea ce este iubirea? Ce încerc să fac prin această carte este să te conduc pe drumul pe care eu l-am urmat în ultimii ani. Viața mi-a oferit ocazia de a învăța din propriile greșeli, iar ele au devenit lecțiile pe care azi le ofer mai departe. Ele m-au luat din locul îngust și rece în care mă aflam și m-au dus într-o lume în care am simțit că pot să cresc și să mă dezvolt într-un mod plăcut alături de cei dragi din jurul meu. Cu toate că vreau multe de la mine, îmi doresc doar un lucru de la viața pe care o am, să fie o experiență minunată pe care să o împărtășesc cu cei pe care îi iubesc. Știi cum se spune, degeaba e un lucru frumos dacă nu ai cu cine să te bucuri de el. Iubirea de sine reprezintă pentru mine fundația unei relații de iubire. Cât timp ea există, vei putea avea doar relațiile potrivit ție. Pentru că doar iubirea de sine îți oferă puterea de care ai nevoie pentru a spune nu persoanelor care nu te merită și doar ea îți dă răbdarea necesară de a aștepta acele persoane sau lucruri menite să te crească. Iubirea de sine nu reprezintă însă o cale de izolare în care să pretinzi că nu ai nevoie de nimeni și nimic. Aceasta ar fi un mod nerealist și neplăcut de a trăi. Viața este despre a oferi bucurie atât ție cât și celor din jur. Iubirea pe care tu ți-o porți se va reflecta în iubirea pe care o poți da mai departe. Vreau ca prin această carte să înțelegi o parte din rolul pe care îl ai. Pentru că în tine există o putere îngropată de mult care abia aștepta să iasă la suprafață. Îți voi arăta cum am descoperit-o eu, iar apoi tu vei putea face la fel. Ești mai mult decât crezi, a venit momentul să ți-o dovedești.